Mă gândeam în timp ce citeam versetul la începutul bisericii, spune că Maria plângea. Plânsul ei a fost un plâns, am putea spune, la prima vedere, de durere față de cineva care a murit, iubitul inimii ei. Iisus, preiubitul ei, a murit, dar de fapt a fost un plâns al bucuriei. De ce? Fiindcă atunci când a ajuns la mormânt, Maria a văzut doi îngeri, spune că în dreapta și în stânga erau doi îngeri. Aceasta ne duce cu gândul în Vechiul Testament la chivotul legământului. Spune că erau în fața chivotul legământului doi arhangeli, doi îngeri. Și era locul în care se spune era chivotul legământului, chivotul legii, era locul milei și îndurării. Și atunci când Ioan și Petru au alergat la mormântul gol, atunci când Maria le-a spus, vedeți că a înviat Domnul, ei n-au crezut. Dar când au ajuns la mormânt și când au văzut cu ochii lor că mormântul este gol, Ioan spune, eu sunt acela care depun mărturie căci Hristos este viu, aleluia! De aceea și noi am vrea să dăruim Domnului, în timp ce cântăm această cântare, am vrea și noi să facem un act de închinare, să recunoaștem căci El este viu în toate planurile vieții noastre. Și în această seară, dărnicia noastră va fi pentru lucrarea copiilor, adolescenților din biserica noastră. Haideți să dăruim și să binecuvântăm lucrarea Împărăției Lui Dumnezeu. Să o facem cu bucurie și Domnul va primi dătătorul voios. Amin. Haideți să cântăm și să dăruim din toată inima glorie Lui. Amin.